Vă salut! Astăzi suntem în 29.07.2020. Suntem la finalul antrenamentului numărul 3, de la 10 km, exact aceeași locație pe care am avut-o și la antrenamentul numărul 2. Cred că porumbeii de data aceasta au plecat mult mai grupați, timpul a fost mult, mult mai bun. Se putea și mai bine dacă nu aveam acel atac de uliu pe care l-am și filmat. Probabil că scoteau sub 10 minute, undeva la 8 minute, dar am avut un atac de uliu și i-a cam spart un pic, i-a băgat în pădure, din păcate. M-a interesat plecarea, de acum încolo o să fiu atent la plecarea lor, da, din mașină, la felul cum se orientează, ca să știu dacă, cum fac pașii, dacă măresc distanța un pic mai mult sau mă duc în continuare cu pași mici. Deci suntem la al treilea antrenament, la 10 km. Probabil că mă voi mai duce o dată la 10 km, după care am să urc undeva la 20-25 de km, al cincelea antrenament. Vreau să le dau încredere porumbeilor, deoarece zona în care ne aflăm este una deluroasă, cu păduri foarte multe și cu răpitoare pe măsură. Din păcate, răpitoarele în zona aceasta își fac de cap foarte mult. În momentul când ajungem la Făgăraș, deja intrăm într-o zonă destul de dificilă. Făgărașul, aflându-se undeva la vreo 70 de km de noi, cu păduri, defileu și așa mai departe, de aceea trebuie să le dau încredere porumbeilor. Antrenamentele dese și scurte le va face bine. Ce să zic, porumbeii sunt sănătoși, după cum se vede, stau la soare. Au venit foarte grupați de data asta și țin să precizez că noi avem doar 3 intrări de câte un câmp. Care intră primul ăla câștigă. 3 intrări de câte un câmp și am avut aproape 700 de porumbei în câteva minute. 7-8 minute au fost înscriși în ceas. Sunt mulțumit, sper că va fi și mai bine de acum încolo și trebuie să fie bine. Acum să nu avem probleme cu pandemia, sper să nu avem probleme cu pandemia, să ne putem desfășura activitatea până la final, ca toată lumea să fie mulțumită. Aproape toată lumea, acum mai sunt și nemulțumiți, dar eu mi-am dat interesul și toată priceperea mea am pus-o la bătaie pentru porumbei. Doresc succes tuturor participanților. Acum urmează să le pun o baie. Mâine vor primi baie și probabil că vineri, după o zi de pauză, o să mergem din nou la un antrenament. Sper să nu mai avem parte de o lansare întârziată la orele 10, dar asta s-a întâmplat din cauza la ceață. În zona noastră se lasă ceața foarte, foarte puternic și suntem nevoiți să facem lansări un pic mai întârziate. Să sperăm că vom prinde la antrenamente, la etape zile fără ceață, ca să putem să eliberăm destul de vreme. Dar nu ne putem pune cu natura. Dumnezeu le știe pe toate și le vede pe toate, le aranjează în așa fel încât să fie bine. Cu siguranță va fi bine, pentru că nu m-a lăsat niciodată. Vă mulțumesc și vă doresc succes tuturor. Numai bine! O să...